Jurnalul Agro TV continuă. Domeniul agricol aduce la bugetul României zeci de miliarde de euro. De exemplu, în 2019, țara noastră era al șaptelea producător agricol din blocul comunitar, cu o valoare a producției agricole de 19 miliarde de euro, sau 5% din totalul Uniunii Europene. Din păcate, anul trecut s-a înregistrat cel mai mare declin financiar din agricultura internă, de peste 11%, raportat la țările membre. Oricum, sumele aduse de fermieri guvernului de la București sunt uriașe față de măsurile minime luate pentru susținerea fenomenului agricol românesc. Practic, balanța dintre pălmași și legislativ este total dezechilibrată. Gazetarul Cătălin Lența vă prezintă o analiză cuprinzătoare legată de tendințele agricole și mai ales de locul nostru ocupat în aceste tendințe. O simplă știre din piața cerealelor poate fi bună sau rea, depinde din ce parte privești lucrurile. Și iată exemplul. Tot mai mulți analiști și comercianți de cereale consideră că e posibilă o nouă creștere semnificativă a prețurilor, având în vedere situația actuală a pieței. Și acum să analizăm. E bine pentru fermierii care încă nu au vândut și la fel de mulțumitor este și pentru traderi. Situația este îngrijorătoare însă pentru industria de panificație și pentru noi, consumatorii obișnuiți, care nu stocăm acasă tone de grâu și făină că nu avem unde și de ce. Iar asta se întâmplă tocmai când piețele păreau să dea semne de calmare, doar că fericirea nu a ținut mult. Au apărut noi semnale și vești din China, Australia și zona cerealieră a Mării Negre. Așa că prețurile cerealelor cresc și cresc, iar oferta globală rămâne limitată până la următoarea recoltă, în timp ce grâul poate deveni și mai rar. Recent, pe lângă restricțiile de export impuse de Rusia, rapoarte privind importuri ridicate din țări importante au împins prețurile și mai mult în sus. La sfârșitul săptămânii trecute au venit date despre ninsori abundente și întreruperi în logistica de transport și depozitare în marile centre de producție de cereale din nordul Chinei. În plus, precipitații abundente și persistente dinaintea recoltei de cereale din Australia, singura țară majoră de export cu o recoltă mare de cereale, creează îngrijorări tot mai mari cu privire la calitatea recoltei iminente. În orice caz, prețurile cerealelor în Australia, în ciuda recoltei foarte mari așteptate, au urcat la un nou nivel săptămâna trecută. Rapoarte similare vin și din zona Mării Negre și din centrele comerciale europene. În orice caz, în Statele Unite, prețurile în tranzacționare înainte de piață continuă să crească. Dacă această tendință se confirmă și în Europa, atunci prețurile europene la grâu la bursa din Paris ar putea să depășească pragul de 300 de euro, chiar săptămâna aceasta. Având în vedere situația actuală a pieței, din ce în ce mai mulți analiști și comercianți de cereale, cred că e posibilă o nouă creștere în plus a prețurilor. Acest lucru se poate observa în faptul că mulți cumpărători, care până acum s-au abținut în așteptarea scăderii prețurilor, caută cu disperare cereale și încearcă să-și umple depozitele. Și nu se arată vremuri mai bune. Ploi abundente în Australia, o aprovizionare globală din ce în ce mai redusă, condiții de secetă în perioada semănatului în Statele Unite, Rusia și Ucraina ne pregătesc pentru noi majorări, plus că nu se prea mai găsește combustibilul necesar pentru uscarea recoltelor, iar piața e flămândă. De exemplu, problemele din China ar putea duce la importuri semnificativ mai mari de porumb și grâu pe parcursul acestui an decât se credea anterior. China a cumpărat deja cu aproape o treime mai mult porumb din Statele Unite față de aceeași perioadă în urmă cu un an. Să spunem că și România este pe undeva pe acolo prin piață, pentru că, să recunoaștem, nu suntem un mare producător, oricât ne-am lăudat cu asta. Iar anul acesta mai bun vine după ce în 2020 România a marcat cel mai semnificativ declin din Uniunea Europeană al valorii producției agricole. În 2019, România era al șaptelea producător agricol din blocul comunitar, cu o valoare a producției agricole de 19 miliarde de euro, sau 5% din totalul Uniunii Europene. În ultima vreme, în plină perioadă de negocieri politice, s-au vehiculat mai multe nume privind persoana care va ocupa fotoliul de la Ministerul Agriculturii. Pentru producătorii români, acest lucru este foarte important, mai ales că destinul fermelor pe care le administrează stă în deciziile demnitarului de la MEADR. În următorul material, veți afla ce așteptări au fermierii din Telorman de la viitorul ministru. Ce mesaj ați transmite viitorului ministru al Agriculturii? Să fie un bun profesionist, să nu fie novice și să facă pe profesionistul. Ba mai mult de atât, aș cere ca de fiecare dată să solicite din partea
producătorului agricol, a țăranului român, feedback-ul. Așa cum profesor solicită feedback-ul elevilor săi, studenților săi, așa și ministrul să solicite feedback-ul, pentru că mi se pare normal ca aceste probleme să fie rezolvate în familie. Ba mai mult de atât, să empatizeze cu producătorul român, pentru că dacă nu face acest lucru, este acolo pur și simplu degeaba. Așteptările de la domnul ministru al agriculturii, să fiu sincer, să ne sprijinească, să ne vină în sprijinul nostru, că vă spun sincer că oricum o să dispară, noi crescătorii de animale o să dispărem. Pe parcurs o să dispărem, că nu suntem ajutați, nu suntem sprijiniți de nicio parte, să știți. Subvențiile nu sunt de la timp. Merge subvențiile, de ce merge de an la an, ne taie din ele. Și până la urmă o să mergem până la urmă, o să zicem stop, că asta e, nu poți să mergi înainte numai pe faliment. Ar fi bine ca noul ministru al agriculturii să fie un specialist care să ne și înțeleagă, adică să vorbim aceeași limbă, în sfârșit să fie cineva care știe ce se întâmplă aici în prima linie, cum îmi place mie să spun. Un om care să cunoască problemele, un om care a fost aici în prima linie în lupta aceasta, să privească și la probleme și să găsească soluții. Că dacă identificăm probleme degeaba și nu găsim și soluții, mi-aș dori ca noul ministru al agriculturii să aibă profilul acesta și să văd și eu că este cineva care vorbește aceeași limbă cu noi și că îi pasă de noi. Că până la urmă noi suntem cei din linia întâi și de noi depind foarte mulți în spate. Este un întreg lanț care, dacă de aici nu merg lucrurile cum trebuie, toți avem de suferit. Și până la consumatorul final, toți depindem de noi cei de aici din față. România are capacitatea de a produce alimente cât pentru 4 țări de dimensiunea acesteia. Astfel că zvonurile apărute în ultima vreme cu privire la o posibilă criză alimentară sunt total nefondate. Este declarația pe care Sorin Minea, președintele RomAlimenta, Federația Patronatelor din Industria Alimentară, a făcut-o în cadrul emisiunii Agricultura, o șansă pentru România. Pentru că nu suntem atenți și pentru că ne lăsăm manipulați, pentru că ascultăm de zvonuri, începem să credem că ar putea să ne fie rău în condițiile în care, domnule Sorin Minea, numai de mâncare nu duce în lipsă la ora actuală. Supraproducție. Toată Europa are supraproducție. Problema Europei sunt prețurile, nu este volumul de mâncare. România, dacă ar produce cu toate motoarele deschise la ora actuală, ar putea să produce pentru 3 sau 4 români și pâine, și mezeluri, și tot ce dorește românul. Nu avem materii prime pentru toate, este o chestie adevărată, dar materii prime, credeți-mă că pe piață se găsesc, nu există o criză a materiilor prime. Prețurile, într-adevăr, au tendința de a crește. În clipa în care vreau să cresc un preț, unul dintre sisteme este o criză falsă alimentară. Dacă vă e frică, o să cumpărați cantități foarte mari, dacă cumpărați cantități mari, poți să ridic prețul mult mai repede. Astea sunt chestii de marketing elementar. Îmi spuneți că e supraproducție și constatăm acest lucru. Eu îl constat personal, fără să analizez piața, uitându-mă la marile lanțuri de magazine. Oferte peste oferte peste oferte. Corect. La mâncare, în special, da? Asta mă face într-adevăr să cred că cineva produce foarte mult și are interesul să vândă. Absolut corect. Noi avem industria alimentară. Acum vreo 2 ani de zile s-a lansat zvonul că industria alimentară este slabă și o vor face altă industrie alimentară. Fostul ministru, actual ministru, habar n-am, la agricultură, bătea câmpii exact cu problema asta. L-am anunțat și atunci, plin de respect, că industria alimentară românească este una dintre industriile super dezvoltate și este la nivelul oricărei țări din Europa. Cu cât avem un echipament pentru erbicidare mai precis, cu atât putem asigura o mai bună dezvoltare a culturilor. Dicorland vă recomandă pulverizatorul purtat Tempo Izotronic de la Maschio Gaspardo. Utilajul asigură pulverizarea substanțelor chimice cu un randament foarte bun. Utilajul poate fi comandat de pe site-ul Dicorland sau din cele 3 parcuri. Thank you.
Fermierii din Franța care aleg calea dificilă spre agricultura bio nu sunt lăsați singuri în fața ambițiilor ecologice ale Uniunii Europene, ci primesc un ajutor financiar consistent din partea statului. Adunarea Națională, adică Parlamentul francez, a votat în favoarea creșterii așa numitului credit fiscal organic în anul 2023. Acest instrument este un ajutor public pentru întreprinderile agricole care folosesc metode de producție ecologică. Companiile agricole din Franța trebuie să obțină cel puțin 40% din veniturile lor din producție ecologică pentru a beneficia de sprijinul financiar al guvernului de la Paris. Și chiar dacă sumele par mici, vorbim totuși de bani care intră în conturile fermierilor printr-o simplă cerere. Astfel, de la 3.500 de euro, cât este valoarea acum, creditul fiscal pentru agricultura ecologică în Franța ar trebui să crească la 4.500 de euro, începând cu 2023. Trebuie spus că totuși este ceva mai puțin decât ceruseră reprezentanții fermierilor, adică 5.000 de euro. În dezbaterile în această chestiune, mai mulți parlamentari din Hexagon au spus că acordarea de mai mulți bani către fermieri îi va ajuta pe aceștia să reziste mai bine schimbărilor anunțate de noua politică agricolă comună, iar autoritățile guvernamentale au găsit în buget sumele necesare, fiind vorba de aproximativ 20 de milioane de euro în fiecare an. Să spunem că nu este prima acțiune de acest gen din Franța, de ajutor imediat pentru fermieri. Autoritățile de la Paris s-au mișcat rapid de fiecare dată atunci când agricultura a fost în suferință, intervenind, dacă a fost nevoie, și la Comisia Europeană pentru deblocarea unor plăți în avans. De altfel, Franța este de departe cel mai mare beneficiar al banilor din politica agricolă comună, primind peste 9 miliarde de euro pe an. În Irlanda, fermierii și cei care prelucrează produse agricole primesc din partea guvernului 70 de milioane de euro, bani cu care să se dezvolte și să treacă mai ușor peste greutățile provocate de ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Sumele vor merge în special către procesatorii de carne și lapte, urmând a fi finanțate 22 de proiecte. Schema de 70 de milioane de euro pentru procesarea și comercializarea produselor agricole are scopul declarat de a-i ajuta pe fermierii irlandezi și cei care lucrează în producția de alimente să își diversifice oferta, dar și să câștige noi piețe și clienți, făcând afacerile mai rezistente și durabile pe termen lung. Cât privește intrarea pe noi piețe, oficialii din Irlanda se gândesc mai ales la Asia și America de Nord, și asta pentru că Irlanda produce suficientă hrană pentru a hrăni de 9 ori populația țării. Odată cu anunțarea finanțării, autoritățile de la Dublin au amintit că sectorul agricol local are aproape 165.000 de angajați, iar ele vor să se asigure că aceste locuri de muncă sunt sigure pe termen lung. Finanțarea va merge direct către producătorii și procesatorii de alimente din sectoarele cărnii și lactatelor, pentru a-i ajuta să se diversifice și să câștige noi clienți după Brexit. De asemenea, banii îi vor ajuta pe oameni să se pregătească pentru un viitor cu emisii scăzute de carbon, având în vedere angajamentele privind clima. În plus, susțin autoritățile irlandeze, e nevoie de o mai mare adaptare la piață. Pentru că Brexitul a fost un avertisment asupra pericolelor ca o economie să fie excesiv de dependentă de o anumită piață, o referire la trimiterea produselor alimentare, mai ales în Marea Britanie. Cele 70 de milioane de euro trimise acum către fermieri și industria alimentară sunt doar o parte a ajutoarelor primite. Cu acești bani, Irlanda vrea să înființeze noi locuri de muncă și noi oportunități de afaceri, să protejeze comunitățile rurale și să evite creșterea costului vieții. Imediat după jurnal urmează sfaturi și informații la zi despre toate modalitățile prin care puteți avea acces la fonduri europene. Realizatorul Ovidiu Ghinea are și astăzi invitați specialiști consultanți pe fonduri europene care vă vor ajuta să înțelegeți mai bine procedurile pentru a beneficia de acești bani. Vă invităm și pe pagina de Facebook AgroTV-Agricultura la raport, unde puteți trimite toate mesajele dumneavoastră. Domnilor și domnilor, în această seară aici la Agro TV vă propun o nouă întâlnire cu cei care se ocupă de fonduri europene. Așadar, o să avem, ca de fiecare dată, o dezbatere interactivă între dumneavoastră, între publicul Agro TV și consultanții de fonduri europene. Vom căuta să vă dăm soluții, să vă oferim alternative și, bineînțeles, să știți ce aveți de făcut pentru a accesa acești bani, pentru a fi la curent cu ceea ce se întâmplă în momentul de față vis-a-vis de aceste măsuri și submăsuri pe care AFIR-ul le derulează în această perioadă. Așadar, nu ratați încă o ediție dedicată accesării fondurilor europene.
Jurnalul AgroTV a ajuns la final. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă invit și pe celelalte canale media AgroTV pentru a fi la curent cu tot ce se întâmplă în sectorul agricol. Vă doresc numai bine și spor în toate! La noapte, în regiunile sudice și estice, nebulozitatea joasă va persista și izolat va ploua slab sau va fi burniță. Pe crestele montane, trecător vor fi precipitații slabe mixte. În restul teritoriului, cerul va fi mai mult senin. Vântul va avea intensificări pe crestele Carpaților meridional, precum și în sudul Banatului, unde la rafală se vor depăși viteze de 60 de km pe oră. Temperaturile minime se vor situa în general între minus 6 și 4 grade. Pe arii restrânse, în zonele joase de relief, se va forma ceață. Mâine, în regiunile extracarpatice, valorile termice vor fi ușor mai scăzute decât în mod normal la această dată. Nebulozitatea de nivel jos, prezentă la începutul intervalului pe arii extinse, local va persista pe tot parcursul intervalului și, izolat, se vor semnala ploi slabe sau burniță. În restul zonelor, cerul va fi mai mult senin. Pe crestele montane, trecător, vor fi posibile precipitații slabe mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări la munte. La altitudine mari și în sudul Banatului. Temperaturile maxime se vor încadra între 5 și 12 grade. În zonele joase de relief, dimineața, pe alocuri, se va semna la ceață. Astăzi ne aflăm în localitatea Florești, din județul Cluj, unde gazda noastră de astăzi este domnul Texeșiu Romulus, căruia îi spunem bună ziua și bine v-am găsit. Bună ziua și bine ați venit în ferma noastră. Vreau în primul rând să vă mulțumesc dumneavoastră în primul rând și firmei Universal Group pentru încrederea care a avut-o în momentul când a luat decizia să vină în ferma noastră și să avem o colaborare. În continuare, am primit în testare ardei Capia Tonton, care se prezintă foarte, foarte bine. Deci, o să vă pot prezenta un fruct care are în medie 280-300 de grame, o pulpă foarte groasă, un aspect foarte plăcut și foarte gustos. De asemenea, sunt plante foarte viguroase, cu putere mare de aclimatizare și răspunde foarte bine, bineînțeles, la o fertilizare corespunzătoare.
De asemenea, ardeiul Ardeanza se poate prezenta, să stai cu fruntea sus pe orice piață ai merge, unul dintre cei mai frumoși ardei din acest domeniu, din partea de California. Ca cultură, deci și el răspunde foarte bine, dacă bineînțeles fertilizarea este corespunzătoare și agrotehnica pe care o folosești este de cea mai bună calitate. Care sunt așteptările dumneavoastră de la firma Universal Group? De la Universal Group recunosc, nu mai am ce așteptări să am, pentru că atât de bună este colaborarea cu această firmă, încât nu-mi doresc decât să continue la fel ca și până acum. Suntem foarte mulțumiți împreună cu și mulțumesc și familiei mele care mă ajută și împreună putem să facem plus valoarea muncii pe care o avem prin acest sistem de vânzare direct cu consumatorul. Dar aici intervine cea mai mare problemă. Trebuie să fim foarte serioși. Marfa se recoltează în fiecare zi dimineața la ora 10. O ducem la arabă unde clientul o vede, o marfă proaspătă și într-adevăr suntem mulțumiți reciproc. Vedeți, schimbările climatice ne afectează foarte mult legumicultura. În 5 minute poți să pierzi o cultură în an de zile. În urmă cu mulți ani am început cu pași mai mici să construim solarii, tunele și am ajuns prin eforturi proprii să facem chiar sere care se văd acum și suntem foarte mulțumiți. Avem o cultura protejată asigură 80-90% o calitate superioară a produsului și plus o mai bună gestiune a tuturor factorilor care influențează producția. Am început să colectăm toată apa de pe 6200 metri pătrați. Avem un lac de acumulare unde colectăm apa, după care ulterior, în anumite momente, o introducem în sistemul de irigare. Am construit și aceste bazine cu eforturi suficient de mari, exact pentru a economisi apa, pentru a fi cât mai prietenos cu mediul, pentru că suntem obligați să oferim mediului, numai să luăm din mediu. Mulți dintre noi urmărim doar un venit cât mai rapid și uităm că mama natură are o limită. Și din păcate, cine nu iubește natura, și lăcrimez, n-ar trebui să facă agricultură.